Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Astăzi m-am gândit să vă vorbesc despre celebrul Chiron sau vindecătorul astrologiei pentru fiecare zodie în parte. Din punct de vedere astronomic, dar și astrologic, Chiron se află undeva între Saturn și Uranus și are o perioadă de rotație de peste 50.000 de ani. Ea este considerată de către unii o planetă minoră. De fapt, este un hibrid între o mică planetă și un asteroid și a fost descoperit în 1977. Acest an a fost considerat un simbol al faptului că omenirea era pregătită să acceseze cunoașterea și să evolueze spre înalta spiritualitate cele date de Chiron. Pentru că, așa cum se spune, atunci când elevul este pregătit, maestrul apare. Maestrul în cazul nostru este Chiron, așa cum este el cunoscut în astrologie. Din perspectiva mitologiei, el era cunoscător în știința vindecării, știința botanicii, a farmaciei, a medicinei. În plus, nu numai că a practicat tehnici de vindecare, dar le-a fost profesor multora. El mai este denumit și asteroidul vindecării și este în viața fiecăruia dintre noi. Chiron arată o traumă, cel mai probabil din copilărie, pe care încercăm să o depășim de-a lungul vieții. Ea poate fi o dezamăgire, o respingere, o deziluzie, un abuz, o pierdere sau incapacitatea de a deține controlul asupra noastră. Există o limită undeva, un lucru peste care nu putem trece, o slăbiciune, o neputință pe care încercăm în permanență să o depășim. Chiron marchează locul în care ne-am simțit vulnerabili și în care putem deveni experți prin însușirea unor lecții de viață repetate și ca urmare ne oferă și darul vindecării. Chiron este înțelept, deschizător de drumuri, profesor și vindecător. El este conexiunea dintre minte și spirit, legătura dintre ceea ce poate fi văzut și ceea ce nu se vede. Când corpul comunică cu spiritul și când spiritul îți vorbește prin corp, atunci este Chiron activ și te ajută. El vine în viața ta deghizat într-un profesor, într-un vecin, într-o replică dureroasă a unei rude, o boală, un accident, o oportunitate sau o lecție de viață. Pe platforma Patreon a canalului Mysteriuspedia v-am postat lista cu datele lui Chiron pe harta astrală ca să vă găsiți zodia exactă în care era Chiron la momentul nașterii voastre. Acum, după 50 de ani, Chiron, sau vindecătorul rănit, cum se mai numește, este în berbec și va sta așa până în anul 2027. Tranzitul lui Chiron este diferit, nu mereu același. Spre exemplu, acum stă în berbec 8 ani, iar în balanță va sta doar 2 ani. Și asta se întâmplă deoarece are o orbită neregulată. Acum să vedem ce face Chiron pentru fiecare zodie în parte. Să vorbim astăzi despre cei care l-au pe Chiron în zodia Rac. Originea durerii. Este posibil ca în altă viață să fi fost incapabil să-și exprime emoțiile, adică se simțea criticat, avea probleme de atașamente, de desprindere de familie și de origini, manifesta dezinteres în crearea unui propriu cămin. Poate a fost coleric, poate exagera cu grija față de alții sau refuza iubirea și ajutorul pentru că avea siguranța că nu le merită. Oricum vorbim de o traumă în viața interioară, în sufletul lor. Sau uneori poate fi vorba de o traumă din copilăria acestei vieți. Mai exact, posibilitatea în diferite grade de exprimare de a nu fi susținut de familie. Sau familia nu a dispus de mijloacele necesare, suficiente pentru el. Sau probleme domestice cu părinții, o copilărie dificilă. Mama sa poate că a întâmpinat dificultăți în a se stabiliza pe plan fizic sau psihic. Acestea toate stau în calea dezvoltării emoțiilor de bază,
în capacitatea de a se susține, organiza și de a-și stabiliza personalitatea. Astfel, nativul resimte dificultățile. Nevoile sale de bază de siguranță, confort și bunăstare sunt nesatisfăcute, fapt care duce la dificultăți ulterioare legate de îngrijirea sa altora. Sau, de exemplu, nu s-a simțit dorit, protejat și iubit. Nu s-a simțit niciodată în siguranță. Nu a fost învățat să fie pe picioarele lui și să-și creeze o bază solidă de existență. Sau unul dintre părinți a fost imposibil de găsit, adică a fost indisponibil, absent sau chiar bolnav. Ei, ce trebuie să facă? Acest nativ trebuie să-și înțeleagă și satisfacă necesitățile, să fie blând cu el însuși, să învețe să se iubească, să se protejeze singur și să se sprijine doar pe el însuși, să se desprindă de origini, de trecut și de căminul părintesc, să se deschidă emoțional. Pentru că ce boli atrage acest chiron în rac? Tulburări ale tractului gastrointestinal, anemie, depresie, alcoolism, tulburări nutriționale și digestive, ulcere, vărsături, constipație, probleme cu sânii și chiar cancer. Odată cu experiența și cu evoluția, nativul își va dezvolta propria sa securitate internă, simțul său propriu de autonomie, de independență emoțională. După vindecare, Chiron este generos și oferă un cadou. Pentru aceștia oferă accesul la propria sa manieră de a simți și de a găsi suport, abilitatea de a crea un cămin mai bun pentru sine, capacitatea de a întemeia o familie în care nevoile de bază ale tuturor sunt îndeplinite și ascultate cu atenție. Mai aduce senzația interioară de apartenență la ceva, la cineva, la un grup, adică o personalitate împlinită, talentul de a aduce la maturitate tot ceea ce este în dezvoltare sau în formare. Mai aduce capacitatea de a învăța pe alții să-și gestioneze sentimentele și emoțiile, de a deveni independenți din punct de vedere emoțional, de a nu avea teamă de respingere, de a nu fi posesiv față de cei dragi, de a da drumul la trecut și a merge mai departe, adică părăsirea mediului familial trecut. Ca terapii de vindecare, găsim afirmațiile pozitive motivaționale, adică acelea, eu sunt iubit, sunt apreciat și așa mai departe, eu v-am vorbit despre asta. Sau psihoterapie, terapii pentru a elibera emoțiile și chiar terapia familială. Vindecarea prin a deveni mamă sau prin ocrotirea cuiva. Experiențe de dragoste și de acceptare. Pranayama, adică exerciții de yoga, de respirație și vindecare cu esențe de flori. Vedeți că pentru terapia cu flori am un material special pe YouTube la leacuri pentru singurătate. Înainte de a încheia materialul, vreau să vă reamintesc că am înființat clubul privat Mysterious pe Dia, cel care oferă doar membrilor săi abonați cu 1 euro pe lună prin platforma Patreon, materiale video speciale, discuții private pe teme astrologice, ritualuri antice astrologice, astrograme la prețuri speciale, remedii magice și tot ce ține de interesul vostru pe acest domeniu. Aveți acum câteva titluri pe ecran. Cum să vă schimbați norocul cu ajutorul astrologiei? Zidul plângerii și biletele cu dorințe către Ierusalim. Mantra de îmbunare a lui Marte pentru cei care doresc să aibă o căsătorie bună, sau Gaia 3, cum se mai numește ea. Tehnica celor 3 degete. 5 semne care pot previziona dragostea pe harta astrală. Mantra vindecării. Cine a fost cel denumit papa lui Hitler? Îndeplinește-ți o dorință. Magia spirituală pentru începători. Ritualul lui Venus pentru iubire.
Perspectiva anului 2021 pentru fiecare zodie în parte. Previziunile lumii în desenele animate Simpsons. Ritualul de curățare energetică a Arhanghelului Mihail. Cum să ne ferim de vampirii energetici și multe, multe altele. Vă pup, dragii mei! Vă doresc să aveți pace în suflet, alături de o minte armonioasă, deschisă către cunoaștere.